Cătăline, îndreaptă și tu descarcelarea și pune aici în față, da? Mai au nevoie aici? Serviciul rutier Argeș au fost sesizați să intervină la un accident de circulație produs pe drumul național 65. Aceștia au intervenit preponderent pentru asigurarea locului faptei și pentru a permite echipajelor de prim ajutor să acorde îngrijiri victimelor. Primele cercetări indică faptul că un autoturism care se deplasa în direcția Pitești către Slatina nu ar fi adaptat viteza și ar fi pătruns pe contrasens, unde a intrat în coliziune cu un microbus de transport persoane. Cauza exactă accidentului va fi stabilită în urma finalizării cercetărilor. Am fost solicitați pentru a interveni la un accident rutier pe DN65 în dreptul localității Albăta. În urma accidentului au fost transportate către UPU 10 victime, 2 aflate în SEAT, iar celelalte 10 victime situate în autotransportul care e Volkswagen, care îi transporta pe ruta Recea la Caroli pentru la serviciu. Cât de dificil a fost intervenția de stațiune? Intervenția a fost destul de dificilă datorită șoferiței care a fost încarcerată în SEAT, prinsă între fiarele contorsionate dintre bord și scaun. Am fost solicitați la un accident cu victime multiple. Au fost găsite 11 victime, dintre care critica a fost șoferița autoturismului, respectiv a fost găsită în stop cardiorespirator. Am resuscitat-o în 11 minute și a reluat ritmul de bază. Restul pacienților, restul victimelor, contuzii, traumatisme craniocerebrale minore și fracturi posibil de membre superioare și inferioare. Thank you.